aceste tablete o să le bag pe proprie răspundere în cazul în care se gândește și data asta motorul să ne părăsească. Asta este. Bă, vera, 8.29. Ia, avem folos. E făcut, bun. Eu, salutare, frate, sunt Marius Nicolae. Ah. Bă, dar știu că acum o să mă înjurați foarte mulți că ce e cu glitch-ul ăla. Problema este din card. Uitați cum se vede la mine. Dar ca să facem lucrurile mai interesante... Vedeți cum s-a oprit? Deci, porțiunea aia de clip oprit rezultă în premier aici, în glitch-ul ăsta infect. Efectiv, ia uitați-vă. Dar ca să facem lucrurile mai interesante... Ai văzut? Și nu știu. Este din card. Am dezinstalat programul, Adobe Premiere-ul, l-am reinstalat, la fel îmi face. Mâine mă duc și cumpăr alt card. Deci o să mai vedeți chestiile astea pe parcursul clipului. Și vreau să încerc scuze, nu o să se mai repete. Dar n-am cum să șterg toate filmările astea, chiar n-am cum. Așa. Și astăzi, da, ok, probabil vă întrebați de ce nu sunt tuns. Nu sunt tuns pentru că vreau să-mi las din nou părul lung și cine are facerea după bascat e să, na, să arăți nașpa într-o perioadă. Ei bine, astăzi o să facem un experiment și anume că am cumpărat aceste tablete care se cheamă DinoTab Octane Booster, ceva gen steroizi pentru mașină. Ideea e că o tabletă de genul servește pentru 19 litri de carburant. Eu am făcut full-ul la mașina seară și da, uitați-vă prin ce trauma am trecut aseară. Deci vă jur că e traumatizant prețul ăsta, vă jurtați-vă și voi. Litrii de-abia cresc, dar banii se duc, n-au treabă. Doamne. Da, e anormal prețul ăsta la carburant, în fine. Și la un full, teoretic, va trebui să băgăm două pastile de genul ăsta. Dar ca să facem lucrurile mai interesante, vom cronometra un 0-100 cu launch control fără pastilă, după care vom atașa pastilele, de fapt vom pune pastilele în rezervor, le vom lăsa să se dizolve și vom face din nou 0-100 să vedem dacă, na, cu adevărat există o diferență. Nu știu, sunt luate de pe Amazon astea, sperăm să fie ok. Bă, vere, îmi cer scuze că e murdară mașina, n-am avut timp să o spăl, dar în seara asta trece și la băiță. Ok, am ajuns la locul de testare. Locul faptei. Vom face felul următor. Avem full-ul la mașină. Încă n-am băgat aceste pastile steroizante pentru motorul ăsta nou. Pentru cei care nu știu, motorul este schimbat, are 7000 de kilometri. Pompa de ulei s-a gândit să pice într-o zi, așa că a picat-o motorul. În fine, trecem peste. Vreau să menționez că nu sunt mecanic, nu mă pricep, adică aceste tablete o să le bag pe proprie răspundere în cazul în care se gândește și data asta motorul să ne părăsească. Asta este. Sper să nu. Vom face felul următor. Vom face o accelerație 0-100 cu launch control fără pastile, cu plinul făcut, după care vom pune pastilele în rezervor, să vedem cum le pune, pentru că na, trebuie cumva să apăsăm bușonelul ăla, să aruncăm acolo steroizii ăștia. După ce le vom pune, le vom lăsa să se dizolve în rezervor și vom face din nou un 0-100 să vedem dacă există vreo diferență. În principiu ar trebui să existe diferență și la consum, pentru că motorul ăsta de 2000 paguba asta consumă cât un 4.4 V8 aberant. Tragem centura. Mă rog, aici ascultam Dua Lipa, să nu așa. Dăm mașina pe Sport Plus. O puti de prima oară în drive pe care în sport. Așa, și vom pleca cu launch control. Să ia puțin să schimb și ăsta ceasurile de bord, pentru că am făcut eu o setare în navigație. Settings, instrument cluster, M-View. Pac, s-au schimbat cu roșu. Deja data asta fără pastile, da? Ținând cont de sechele din trecut, motorul este cald. Numai bun de launch control. Mă vreau sincer să fiu, sunt chiar curios dacă o să facă astea ceva. Pe bune. Ia uitați, avem și un grafic frumos aici în care arată puterea obținută, toate cele. Bă, sincer să fiu, arată foarte dubios, foarte dubios. Cronometru aici, deși atent, bă, eu când zic start, tu dai drumul la cronometru și când ai zis 100 îl oprești. Dar va trebui să fac undeva pe la, cred că 7 secunde, ceva de genul face ea. Pregătim naveta, dai drumul. Cât făcu? 8.29. Făcu ceva, e genul? Da. Bă, vera, 8.29. Slab, e genul. Dar plecă bine de pe loc, văzuși? Da. Chiar plecă ok. Da, destul de slab. Bine, poate 8.25, dacă nu apăsa eu instant. Bă, test la consum n-are rost să facem, pentru că este irelevant. Adică depinde foarte mult de cum mergi tu cu mașina. 8.29, deci primul launch control, mă rog, sunt, nu sunt foarte concludente astea, pentru că s-o putea așa din telefon cum ar fi. Dar hai să încercăm totuși cu pastilele astea, poate o fi ceva mai bine, mă gândesc. Să vezi acum distracție când le punem. Doamne.
Bă, problema e aici, că vedeți voi, ăsta e rezervorul și el are căpăcelul acolo. Trebuie să-l împingem cumva ca să băgăm pastiluțele astea steroizante pentru mașinuță. Mamă, cum put! Nu, au o culoare foarte dubioasă, jur, foarte dubioasă. Și tu ești dubios. Da, în principiu două pastile. Trebesc băgate. Hai, mă. Bă, nu încercați asta acasă, serios. Deci creierul meu cum s-a gândit. Ia uite cum se împinge căpăcelă, vedeți? Îl împing așa și pac, le arunc în rezervor. O să opresc mașina, da, nu mă înjurați. I-am dat la un control, am lăsat-o să se răcească și acum o opresc, după aproximativ câteva 5-6 minute. Deci să nu mă înjurați, pentru că mi-am învățat lecțiile. Pac. Deci avem prima tabletă, pac, și a doua. Pac. Se vede, da? Stai un pic. Una. A căzut. Gata, și a doua. Voi vede. Dacă face poc. Bă. Apropo, astea au fost cumpărate de tata, deci el e responsabil dacă se întâmplă ceva. Și acum o lăsăm un pic până se dizolvă astea. Măi, deci de mult se aude... Sfârâie. Da, un sfârâie ceva. Băi, bă, vede, jur de nu se aude ceva. Sau sunt eu nebun. O lăsăm câteva minute până se dizolvă și după îi dăm drumul. Bătaie. Să vedem dacă, na, cu adevărat e o diferență. Mă rog, testul cel mai bun ar fi fost dacă am fi avut chestie de aia de ția prin GPS cu secundele. Am un tovarăș care are o chestie de genul, dar momentan nu e în țară. Dar facem așa, mai pe amatorește. Românește. Românește, da. O pornim? Dacă mai pornește. O să fac o afirmație idiotă, nicio diferență până acum. Tot 4 cilindri are, nu e V8. Nu s-a transformat în V8. Așteptăm un pic, o lăsăm un pic să ruleze, știi, să intre substanța în motor. Și vedem după cu launch-ul. Deci avem 8.29, va trebui să bătem chestia asta. Să un pic așa, știi, să intre în ea. Pregătit? Sport, pac, oprim avari, sport display, stângul pe frână, opa! Hai! O sută! Scoasă mai puțin, dar se dus în continuare. Păi stai că scădem, bă, scădem. 16.11. 16.11 minus 8.29. Da. 7.82. Bă, 7.82, ești nebun. Băi, deci pleca identic, ești nebun. Și aceeași greutate mașina, că nu... Bă, stai, bă, că nu mi-e să cred. Ce, mă, ești nebun la cap? Bă, ești prost. Nu-i mai la o treia launch, că distrug cutia. Dar ia, e mai rămată. Deci, se duce în continuare ca idee. 16.11, da, prima oară a fost 8.29 și din 16.11 am scăzut 8.29 și a rezultat 7.82. Bă, ești nebun. Ce are, mă? E bolnavă. Mi-ar să răcăcatul ăsta, ești nebun. Da. Mă, 0.100 cu lungi, la fel. Da. Da, mă, merg. Mă rog, poate plecă eu mai bine, dar totuși o diferență prea mare. Bă, acum de ce să mint? Cel mai concludent test ar fi pe Dyno. Da. Na, unde avem noi Dyno? Bun, bă! Bun, mamă! Bravo, mami! Bravo, mami! Mamă, dar murdare! Eu pentru asta că au funcționat tabletele, te duci și te spăli la cel mai bun loc de treabă, jur. Bă, vreau acum, vorbind așa mai serios, chiar nu știu dacă am plecat eu mai bine la al doilea launch control sau am plecat mai prost la primul. Tana, poate prostirea chiar fac diferența, nu știu, lăsați-mi voi în comentarii ce credeți. Eu personal nu prea cred în benzina aia scumpă cu aditiv sau aditivia de-i bagi în motor sau pastilele astea. Chiar nu știu, dacă e să fie adevărat, sincer, wow. Da, mama mea. Ia uite-o. Lasă-le și tu. Nu rămân eu dator la tine. Cum să rămân eu? La băiatul meu. A? Cu urechile lui. Urechea lui bleagă. Uite cum fac la pisică, vien. Iată. Bravo, Lisa. Ești deșteaptă, bravo. Tata este cel responsabil cu acele pastile sau tata? Cum te simți că m-ai făcut pe TikTok că ai 200 plus mii de urmăritori? 215 plus. 215 plus. Felicitări. Mă simt foarte bine. Așa, deci fii atent, să știi că a fost diferență mare cu pastilele, le-a vorbit foarte serios. Da. Deci, ca idee,
8,20 și ceva la primul launch și după 7,82 la al doilea. Cu pastilele. Da, cu steroizii aia de mașină. Da. Dacă vrei să pice motorul, este responsabilitatea ta. Delia. Nu? De responsabilitatea mea, da. Da? Da.